Noul Consiliu Județean are în componență 17 aleși de la PSD, 9 de la PNL și în premieră 7 consilieri de la Partidul Alianța pentru Unirea Românilor. La scurt timp după finalul festivității de depunere a jurământului, cei 7 consilieri și mai mulți membri de partid și-au împărtășit gândurile și emoțiile la sediul din Deva, de unde au transmis un mesaj de mulțumire către hunedorenii care au crezut în idealurile și proiectele lor. Dragi hunedoreni, ne bucurăm că după 4 ani Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a devenit a treia forță politică în Consiliul Județean Hunedoara. Am promovat în cadrul acestei administrații oameni în care ne punem baza, oameni bine pregătiți, oameni profesioniști, oameni fideli comunităților în care trăiesc și cauze naționale. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din AUR, care sunt astăzi consilieri județeni, acești colegi minunați care au luptat în 9 iunie, care au crezut în valori de AUR și care astăzi duc mai departe idealurile și speranțele hunedorenilor. Trebuie să vă spunem că acești colegi ai noștri îmbină tinerețea cu experiența, profesionalismul cu determinarea și în calitate de senator AUR voi fi lângă ei și cu experiența mea voi încerca să-i ajut și să-i ghidez în viitoarea activitate. Trebuie să ținem cont că noi suntem toți la primul mandat că, de consilieri județeni, că AUR își asumă de această dată să fie parte activă a județului Hunedoara. Mulțumesc hunedorenilor, mulțumesc devenilor, mulțumesc tuturor pentru faptul că i-au ales în această calitate onorantă de consilieri județeni. Mă bucur să fi depus astăzi jurământul pentru funcția de consilier județean și cu credința că noi, cei care facem parte din echipa AUR a filialei Hunedoara în Consiliul Județean, vom reprezenta cu cinste cetățenii care ne-au ales în această funcție. Astăzi am depus jurământul în fața hunedorenilor și vă spun că acest jurământ ne va ghida toată activitatea din următorii 4 ani. Ca tânăr în politica județeană îmi doresc să aduc în Consiliul Județean o viziune proaspătă, o viziune modernă, o viziune care va dezvolta toate colțurile județului Hunedoara. Astăzi am depus jurământul la Consiliul Județean Hunedoara. Cu ce gând? Am depus cu gândul în primul rând la hunedoreni și la numeroasele probleme pe care le întâmpină județul Hunedoara. Noi, cei de la AUR, sperăm ca în următorii 4 ani să putem rezolva aceste probleme și să ducem cât mai multe proiecte care vor fi în folosul cetățenilor și a județului Hunedoara. Am depus astăzi, pentru a doua oară în viața mea, jurământul, primul ca și medic, acum ca și consilier județean și sper că să particip prin activitatea care o voi desfășura în cadrul Consiliului Județean cu un plus de sănătate, să ajut pe partea de dotare a spitalelor prin proiectele care le vom dezbate și să sperăm că vor fi duse la bun sfârșit. Astăzi am depus jurământul în cadrul ședinței Consiliului Județean Hunedoara cu gândul de a ne respecta promisiunile făcute de cetățeni în campania electorală și pentru a le oferi acestora un viitor mai bun. Doresc ca în acest mandat o parte din proiectele VSJ-ului absolut necesare să le putem susține și să le materializăm prin vot în dezvoltarea VSJ-ului. Se pare că Dumnezeu a hotărât că va trebui să aleg o altă cale. Dacă astăzi am depus jurământul de credință în cadrul Consiliului Județean Hunedoara, eu o să mă țin de cuvânt și tot ceea ce va conta în următorii 4 ani e credința că voi face cu toată priceperea mea și cu toată dăruirea tot ce voi putea pentru bunăstarea
și fericirea locuitorilor județului Hunedoara. Declarațiile reprezentanților AUR simbolizează nu doar respectarea angajamentelor luate în fața hunedorenilor, ci încă o confirmare a credinței în jurământul pe care l-au depus astăzi cei 7 consilieri cu ocazia constituirii noului Consiliu Județean.